went to Pula? Yeah, a few times. And you like it? Yeah. You know what Pula means in Romania? No. No? Bună dimineața, ne îndreptăm către Parcul Natural Plitvice, care are 16 lacuri și o grămadă de cascade cu un peisaj foarte frumos. Astăzi o să fie o zi de relaxare în care ne plimbăm destul de mult printr-un parc. Iar ca să facem o mică recapitulare, ieri am încărcat la niște supercharger destul de frumoase fix pe coasta din Croația. Unul era lângă mare, a fost un drum destul de frumos și am avut în această seară o cazare extrem de frumoasă cu o femeie foarte de treabă, rurală, să spunem așa, mai tradițională, care a fost o experiență chiar foarte frumoasă și unică. Când am ajuns la cazare, ne-a primit cu șlipoviță. Șlipoviță este alcohol. Do you drink alcohol? E o băutură tradițională de aici. A fost o cazare foarte frumoasă, mai ales pentru că gazda a fost super de treabă. În momentul de față ne grăbim să ajungem în parc. Vreau să prindem cât mai gol parcul și să prindem peisajele alea frumoase, pentru potențial mare de poze ca lumea și de content ca lumea pentru voi. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și să înceapă vlogul. Am parcat mașina. Eu ce au fi drăguț și a făcut Ioana pentru această zi. Mi-am făcut și eu așa frumos de niște poze ca lumea. Am așteptări destul de mari de la parcul ăsta. Sper să nu fiu dezamăgit. Noi ne-am luat biletele online și vă recomand și vouă să vă luați neapărat dacă veniți aici, pentru că e o coadă destul de mare la bilete. Și aici alegem traseul pe care îl vrem. Avem aici de 18 km, de 8 km. Noi o să alegem pe ăsta de 8 km. Nici bine n-am intrat, că deja am dat de cascada asta. Asta e cascada aia cea mai mare. 70 și ceva de metri, da. Ne-a dat gazda o grămadă de indicații, a fost super de treabă. Mamă, cum o... Wow! Mamă! Pe cameră e greu să arăt, mamă, deci mi s-a făcut pielea de găină. Mi s-a făcut pielea de găină original. Deci noi acum ne aflăm la cel mai jos lac posibil și o să ajungem la cele mai înalte. Am pornit de jos și ajungem sus, știi? Cam viață. Da. Uite peștucul! Ce drăguț! Cât de mișto e cascada asta, a face pielea de găină, Jonuțule! Nu se simte la fel pe cameră când te uiți la videoclipuri, dar foarte mișto. That's you! That's you! Yeah! Ah, ok! Ok, you! Thank you! Haide! Dar s-a băgat direct, gen, vreau să fac o poză cu tine, Vere. Dar nu mă știi, adică nu știu, da. A fost așa. 87 de metri are cascada asta, hai să ne continuăm traseul. Că efectiv mergi pe apă. Da, uite cum sclipește apa, nene. Uite, da, și ce culoare are. Doamne, se face în continuare pielea de găină. Nu știu dacă pe cameră se văd culorile, dar se vede foarte frumos culoarea apei. Mama. Și e atât de limpede. Uite, știu cât de limpede e ea. Uitați-vă cât de limpede e ea. Știți ce poze facem aici? Să dați like. Dați like pe Instagram. Acum, plimbare cu bărcuța. Ia zic, cum e pe aici? Foarte frumos. Oricum, Andrei alege niște locuri superbe. Mamă, uite ce cascadă se vede în față. E stropește? Nu că mă stropește, o face pleașcă. Wow, fix înainte să luăm autobuzul. Am dat de ultimul lac care este la cea mai înaltă altitudine. Cum ți s-a părut traseul? Foarte frumos și bine, la un moment dat obositor când trebuia să urcăm, dar a fost o experiență super, super frumoasă. La un moment dat treci numai prin cascade și este foarte frumos. Deci te știu că de liniște. Da. Se poate și liniște. Mercedes! Am mai dat de un viewpoint. Vezi pe acolo pe jos? Am fost noi de dimineață. Am ajuns și noi într-un final la restaurant. Am găsit un restaurant ca lumea, fix lângă parcare. Următoarea destinație? Zagreb.
Am luat-o și noi pe o scurtătură recomandată de Waze și am ajuns la așa ceva. E băiatul ăsta care ne blochează până. Am ajuns în Zagreb, am parcat mașina. Hai să ne cum arată cazarea de aici din Zagreb. Mamă, ce frumos! Deci e fix pe gustul meu. E, aș putea să zic că e cea mai frumoasă cazare din pula acum. What? O bate și pe aia din pula. Efectiv, zici că am venit la mine acasă. Doamne, îmi place prea mult! Mă-și drăguț! Ca o prima impresie la capitală, mi se pare foarte gol pentru luni la ora 6. Adică chiar nu este trafic. Și mi se par bulevardele foarte largi, dar o să vedem imediat și despre Zagreb mai multe. Ia să ne și dormitorul cum arată. Mamă, ce pătut! Deci, ca să ne zici, ea nu știa nicio cazare din toate astea care au fost acum în tripul ăsta. M-am ocupat doar eu de cazare. Mamă, ce drăguț e! Ce drăguț e ăsta! Ce mi se simte! Și aici nu știu ce nevoie. Sau trage mai tare, aproape se lovește. Wow, mai aveți și o terasă. Mai aveți și terasă. Prețul pentru cazarea asta a fost 300 de lei. Spuneți cum vi se pare în comentarii. Eu zic că merită, având în vedere că e sezon și sunt foarte mulți turiști pe aici. Acum o să trebuiască din nou să cărăm bagajele și după aceea cred că o să ieșim puțin să vedem și cum e centrul Zagrebului așa pe timp de seară. Deci am ajuns în centrul orașului și eu sunt surprins cât de puțină lume este în centrul orașului. Efectiv, este o capitală și este foarte gol și o zi lucrătoare. Deci am lăsat mașina foarte civilizat într-o parcare subterană și acum începem să vedem și noi care e treaba, că este foarte liniștit aici în Zagreb. Cam așa arată piața centrală, parcă mai animată. Puțin. Parcă mai vedem și noi oameni. For YouTube. Oh, YouTube. Yeah, for YouTube. How many subscribers do you have? 200,000 subscribers. It's correct, yeah. Oh. We're from Eastern Europe, Romania. Okay. You heard about Romania? Yeah. What do you know about Romania? Nothing? Yeah. Absolutely nothing? Yeah. So you went to Pula? Yeah, a few times. And you like it? Yeah. You know what Pula means in Romania? No. No? I'm gonna translate it. Translate it. Oh! I assumed it was something inappropriate. Andrei Ro. Thank you. Bye! Bye, bye! Zici că este la universitate, cu tineri aici frumos care se bagă în seamă cu tine. Așa random s-a băgat în seamă. Și are 15 ani sau 14? 14-15 ani? 14-15, da. Da. Bă, deci e plin de copii pe aici. Să nu mai zicem cum foarte se flexează îmbrăcați da. Și încărțați, adică... Palm Angels, Easy's, oh. Ok, drip. De data asta ne-am luat și noi ceva tradițional. Zici că sunt niște mici la lipie. Și tu tot ceva de vită. Pleșcăviță. The next day. Este deja următoarea zi și am zis să pun și partea asta pentru că am ajuns la muzeul de ciocolată. Are review-uri foarte pozitive. Hai să vedem ce e cu muzeul ăsta de ciocolată. Inside 7 rooms. Each of the rooms is labeled by a symbol that you can see on your box. Deci am primit fiecare niște testere și pentru fiecare cameră avem câte o ciocolată să degustăm. Da, intrăm foarte mișto. Intrăm în cameră, mâncăm ciocolata respectivă. Și ne povestești despre istorie. Hai să vedem ce-o fi. Pe harta asta putem să vedem cam câte ciocolată mănâncă toate țările astea de aici și avem aici și România. Și un om mănâncă, uite, în România 3,1 kg de ciocolată pe an. Ciocolată cu lapte, asta ar trebui să fie ca lumea rău de tot. Mie asta îmi place, ciocolată cu lapte. De ce te-ai spus? Direct din muzeul de ciocolată. Acum încercăm și white chocolate. Mie unul îmi place destul de mult și ciocolata albă. Cea cu lapte și albă sunt preferatele mele. Ia uite, frumos. Dar ce gust bun au. Ar trebui să aibă la muzeul de ciocolată, dar bun rău. Am terminat cu muzeul de ciocolată, a fost o experiență frumoasă. Cel mai frumos muzeu. În următorul vlog o să vă spun prețul pentru această călătorie imensă prin Europa, cât a costat să încărcăm, cât au fost taxele de drum. O să vă zic tot prețul în următorul vlog, pentru că de aici încolo ne întoarcem către România. Eu am fost Andrei alături de Ioana, sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi, pentru că mă ajută foarte mult și ne auzim data viitoare. Vă pup, ciao.